până la 25 de ani am înmatriculat-o, că era pe Bulgaria. Am înmatriculat-o pe România. La cântări așa pleacă și vine dimineața. E monitorizat fetelor non-stop pentru cele care nu știu. Ce, pui GPS? Pui GPS tot ce vrei, tot ce vrei. Doctorii mari spun așa. Onestitatea. Onestitatea exagerată în căsnicie duce la impotență. Ai văzut că știi? Onestitatea exagerată în căsnicie duce la impotență. Am învățat-o pe de rost. Deci trebuie să mai dai o minciună ca să... Nu, trebuie să mai iei așa puțin. Coșciuge, nu se scrie coșciuge, se sună mai rău. Se sună mai coșciuge. L-am pus pe ăla cu țambalul lângă un coșciug. Și când colo vine mireasă, știi? Hai să mergem acolo unde suntem invitați. Hai să le arătăm oamenilor că tu nu ești pentru mine o aventură de proastă calitate. Tu pentru mine ești femeia pe care o iubesc și pentru mine tu vei fi doamna mea. Eu, fratele meu, 25 de ani de zile, de la vârsta de 24 până la 49 de ani acum, eu nu am ieșit afară singur. Nu am fost să-mi iau o pâine singur, singur. Am avut nevoie de o cârjă umană să meargă cu mine. Vreau ca oamenii să se facă bine, pentru că datorită problemelor, datorită vremurilor noastre, datorită amărăciunii, că oamenii în România aceasta, în marea majoritate, sunt amărâți și financiar și sufletește. De răsuna valea, în sat mă auzeam. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, e vineri și suntem în curte. De data asta v-am obișnuit să ieșim la aer curat, e o grădină plină cu flori și despre flori vorbim astăzi, ale cântecului. Sunt mari, mari muzicieni pe care îi iubesc și îi admir foarte mult, un cuplu muzical îndrăgit de dumneavoastră, dar ia-mi eu la suflet așa, pentru că dincolo de scenă sunt niște oameni de o calitate rară. Nu vă mai țin cu prezentările lungi, pentru că le e și foame, le e și dor să vorbească cu mine. Iubiții și bunii mei prieteni, Marian Mexicanu, am prezentat așa în de nu te super. Nu, și Ana Maria Mexicanu, după vârstă. Un om de la bătrâni la tineret. Exact. Ce faceți? Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Și noi mulțumim frumos pentru invitație și cu mare drag de fiecare dată suntem alături de tine, doar știi. Să rămân, ați fost și la cununie. Bineînțeles, așteptăm și la, nuntă, și la botez. Și la botez, peste tot. Suntem unii lângă alții. Să nu ne uiți. Maestru Mexicanu, cum e, Ana? Am lăsat totul la pământ și vom lăsa toată viața, când e vorba de fratele nostru Sanfira, și vom fi lângă tine cât timp vom trăi, vom fi muzicanții tăi și colegii tăi de suflet, așa cum și noi pe tine te considerăm parte din familia noastră. Eu am o problemă, tu pe mine, când merg și eu așa pe undeva, mă mai îmbrac și eu frumos, mai îmi fac freaz. Hai că azi nu mă îmbrăc, ai frumos. Da, știi, și mai reușesc și eu să zic că, băi, ia uite, bă, ce lăutar, ce bărbat frumos. Ce bărbat, bine. Da. Când stau lângă tine, mă umbrești, bă, nu-mi place de tine, bă, că tu ești frumos, rău. Da, bă, ca să nu m-am aranjat, da, știu. Lasă-mă, tu ești frumos și nearanjat. Da, arăt bine cu degetul de la o vreme. Arăt bine, da. Vreau să începem cu începutul. Voi aveți povești frumoase. Sunteți doi oameni foarte, foarte iubiți și eu vă iubesc enorm de mult, pentru că, așa cum am spus și în intro, calitatea voastră artistică este de necontestat, dar întotdeauna iubesc oamenii dincolo. Și Marian Mexicanu este unul dintre cei mai mari acordeoniști pe care a avut neamul nostru și rar se mai nasc. Sunt câțiva pe număr, pe degetele de la o mână îi numeri. Dacă îi mai numeri, câți mai sunteți? Suntem, dar plus de asta vreau să spun că vine o generație foarte bună și studioasă din spate, care are... Și băiatul tău, care e foarte... Și el, bineînțeles, este generația nouă, care are acces, nu ca noi, noi nu am avut acces la internet, la Facebook, la toate aceste rețele de socializare, în care apeși pe un buton și orice informație, nu neapărat muzicală, orice informație îți dorește inimioara, o găsești în secunda 2. Noi nu aveam. Eu, când eram pe timpul meu, dacă prindeam o casetă sau o bandă din aceea, nu placă, nu o bandă, nu am prins și placă, am și 4 CD-uri, am 4 plăci la electrocord. Da? Plăcile alea mai mari. Alea mari. Dar nu, când erau magnetofoane, Tesla B4, țin minte că eu am învățat după ele, aveam 10 ani, 12 ani.
caștani erau. Erau benzile. Băi, și să... Nu ne mai spune că deja... Pe ce vorbesc? Că vorbeam acum 1000 de ani. Auzi, de pe vremea lui Tutankhamon. Tutankhamon, să ne pot lui Tutankhamon. Eu am prins caseta. Acum generația asta nu mai prinde caseta. Și o întorceam cu... Cu creionul. Deci nu sunt chiar atât de tânără. Măi, nu știu care e diferența între voi, dar să știi că el se... Ori îl ții tu prea bine, dar arată mult mai tânăr decât acum câțiva ani. Pentru că nu ne aude nimeni, eu vreau să spun ceva, că tu ești fiecare. Ia, ce vrei să zici? Am îmbătrânit și trebuie să spun. Da, no, e adevărat, da, că recunosc că am îmbătrânit. A făcut 30? Da. Ah. Păi de la 10 ani, de la 20 de ani am luat-o. No. Până, la 25 de ani am matriculat-o, că era pe Bulgaria. Am matriculat-o pe România. Am matriculat-o pe mai mari pe România. Dragule, eram matriculată pe Grecia, îmi pare rău. Ia uzi. Da. Pe Grecia sau pe Bulgaria era? Pe Grecia. Bulgaria e puțin la vama acolo, așa, știi? Hai să începem de, cu povestea voastră, că voi v-ați cunoscut datorită muzicii. Și povestea noastră a început cu pahare și cu... Cu roșii, cu roșii, cu pahare, cu nebunii, cu certuri, cu... Aoleo, a început foarte romantic. A început ca în Rusia, cum se spune, tuman, pentru că ei în familia lor mai vorbesc și rusește, maică-sa, nu ea. Da. Maică-sa cu taică-sa. Și tuman înseamnă nebunie. Nebunie. Ceață, normal, nu înseamnă ceață. Ceață, ceață. Totul ceață, ceață. Tuman. E... Aha. Tuman. Cum v-ați cunoscut? La o cântare, la ce? Ne știam mai de mult. Măi, ne știam mult mai de mult. Eu știu pe ea de când era micuță. Am avut alte gânduri eu cu ea, că sunt, vezi, eu de felul meu sunt panoramă. Ăsta, sunt muzicant. Înțelegi? Eu aveam gânduri ca ea să fie împreună cu Iriț al meu, ei fiind copii. Am înțeles. Am văzut eu că... Eu am vorbit cu taicăsul, fiind fratele meu, taicăsul. A, deci tu te știai cu socrul? Cu socrul, de seama cu mine. Puțin mai mare. Puțin mai mare, cu vreo 6 zile. Da. E 5 zile atunci și jumătate. Nu, mă, cu vreo 3 ani, 4 ani mai mare socrul meu ca mine, fratele meu. Ce faci cu Bă, ce faci cu copiii ăștia, bă? Evdi al meu avea 15 ani, ea avea 15 ani. Aveam 17, dragule. Lasă că... Și dacă aveam 15 ani, mai mă, cum corecta? Nu, așa. Nu, ea e prea corectă, nu se poate așa ceva. Nu, că dacă tot a intrat în subiectul ăsta, vreau să clarifici puțin subiectul ăsta, că multă lume știe altceva și... Da, nu-mi mulți, place da, mulți mai zic astea. Că ar fi fost prietena băiatului meu, Edi, înainte. Mulți scriu nu despre există asta și... așa ceva. Da, dar dacă te iei după lume, Ana, îți dai seama. Nu mai mergi nici până acolo, la cărare. Cât de bolnav mental și cât de tâmpit și cât de insensibil aș fi și cât de neiubitor de Dumnezeu să fiu, să-mi part eu o femeie băiatul meu. Niciodată, nu. A fost doar o doleanță de-a mea, înțeles. Dorință. Familie bună, ea era o fată bună, la fel și la mine, da, corect. Nu eram de aici, de acolo, corect. Eram de puțin mai muzicanți, încolo. Muzicanți, adevărați. Da. Și am zis, dar dacă ei nu s-au întâlnit, ei nu s-au văzut, ei nu s-au plăcut, nu... Am văzut-o eu pe ea odată mai mare, pe la vreo 20 de ani. Mamă, deja nu mai era copilul ăla care știa mea, pe la 15-16 ani cânta... Au auzit, m-a făcut o casetă cu fratele Ștefăneț, da. Care este și nașul ei de botez, Nanu, ca așa se numește, da? Nanu. Vă întâlniți la nunta noastră cu ei? Da? Ei avem, frații Ștefăneț. Eu îi admir și da. Deci, repet, este nanul ei, da. Că la ei sunt câte 99 de cu metri, da, să da. La moldoveni mulți, și mulți, din nord și de peste Prut, dar voi sunteți peste Prut. Dar nu cont, da, peste Prut, da. Păi da, nu, că de aici, din Moldova de sud, înțeles, știu. Nu mai sunt, nu. Adică spre noi. Păi nu, deja vorbesc de Basarabia, da, care la voi așa era. Da. Vorba cântecul, 99 de cumetri. Da. Eu am vreo 15-30, nu mai știu. Și am văzut-o chiar la nunta lui Marcel, da. Lui Marcel Ștefăneț. Avea aluri de femeie. Să vorbești mai aproape de microfon, că vreau să te aud, maestre, că... 20 probă. Așa. Avea aluri de femeie și am văzut o mamă pulpănoasă. Pulpănoasă. Cu păr așa frumos, înaltă, zveltă, pe tocuri. Avea o bluziță albastră frumoasă. Are, pe niște... Deci păi altfel nu e... Dragoste la prima vedere. Altfel nu te matriculam. Altfel nu eram matriculată. Vezi, da, nici tu nu mai știi cât erai îmbrăcat. Pantalon frumos și că mai anunța să mai întorcea, să mai spună armonia la băieții, la minor. Să mai vedea pantalonul, ca să nu zică ce mă... Dar tu prin ce vedeai? Prin poze? Prin ce? Că tu nu erai pe acolo. Am văzut filmarea, dragă. Am înțeles. Am văzut filmarea, dragă. Și atunci am zis, mă,
ia să văd eu care e treaba. Mi-a trecut un gând păcătos, știi? Mă, dar gândul acela păcătos a fost de l-am dus la bun sfârșit. Nu. Mai bine nu-l aveți, ia. Nu, eu sunt bucuros că l-am avut pentru. Deci că... eu ți-am spus, fără niciun compliment exagerat, el arată, dacă te uiți în poze, el arată mult mai tânăr și mai bine acum decât filmările alea vechi. Îl ții bine. Mulțumesc. Mă ține bine, îmi face numai mâncare bulgărească, mâncare grecească, moldovenească, rusească, am acum nici din Kazahstan, din Kazahstan niște rețete, Kirghistan, dar băi, mănâncă bine ei, mănâncă bine. Da. Nu, se spune că sunt bine crescut, dragă. Dar stai un pic, deci tu te-ai îndrăgostit de ea, ai văzut-o și te-ai îndrăgostit. Mă, într-o secundă am văzut-o. Dar tu? Nu avem nicio treabă. Nu? Ce spune... Ce zici? Cine? Domnul Marian. Nenea Marian? Nenea și Nenea Marian. Zău, așa zice? Domnul Marian. Nenea Marian era în gândul meu, nu, era în gândul meu și era, noi ziceam. Nenicu. Ce educată, că a fost alcat. Nu, dar fata spunea domnul Marian. Nu, n-aveam nicio treabă, dar nu știu cum s-a întâmplat chiar. Și domnul Marian a matriculat. Băi, așa a vrut Dumnezeu, eu cred că nimic nu e întâmplător. Noi zicem că noi facem și că noi tăiem și noi spunem aici pe pământ. Nimic, uite, tot ce frumusețe de orice, de pom, de pământ, de iarbă, de apă, tot ce există pe pământul acesta sunt doar daruri divine, cadouri. Că noi le tăiem și le aranjăm și punem puțină apă la rădăcină să înflorească, este cu totul și cu totul altceva. Dar totul este de sus. Noi suntem simpli misionari. Exact. Trecem prin viața aceasta cu... Și să... Că domnul fiind maestru, fiind mai în vârstă, ne dă și niște pilde din astea să nu se... Am multe pilde. Să nu se afunde prea tare, să nu mai aflăm povestea. Așa. Și v-ați întâlnit până la urmă, v-ați cunoscut mai adică aproape. Adică el ajunge în altă părți și tu iar mă iei de la cap. Păi ca să... El vrea ceartă. Bagă ceartă. Cum s-a întâmplat inevitabilul? Puișorul meu, inevitabilul. Și șorici. Dăm un pic de șorici, că nu mai place mâncăruri bune. Eu pentru astea am venit mai aici. Cam ciurăniu unul pe altul. Of, ce șoricel bun, ce șoricel. Bine, ca să trecem așa direct la dragostea finală. Deci voi ați hotărât să fiți împreună și bine ați făcut. A intervenit și dragostea, că fără de sentimente nu există. Dragoste nu e loc să face. Se face și dacă nu se face, se insistă. Se insistă. Da. Și atunci, sunteți de câți ani un cuplu? De 9 ani. De 9 ani sunteți și căsătoriți? Sau... Căsătoriți suntem cu acte legitim de 3 ani. Da. Ați mai stat așa în tatonări? Da. Și ce ți-a plăcut cel mai mult la Marian pe lângă muzică? Ia. Ai grijă? Pe lângă muzică. Felul lui așa de a fi. Are umor, are așa, te face, știi... Ai văzut și tu, că da, face din orice... Umor, nu? Adică pentru mine contează treaba asta. Adică... Și un om sufletist și bun de casă. Este. Strângător. Este. Că bagă ciubucul acolo, îl aduce la familie. Este. Nu? Păi îl aduce. Și dacă vreau să nu aduc, totul e la ea, dimineața totul se ia la ea. Și mi se pare normal. Dacă mai ești pe dreapta, pe stânga, tu oricum găsesc. Bă, mă găsește, bă, toate oascul. Care e cel mai cheltuitor din familie? Depinde despre ce vorbim. Dacă merge la cumpărături, așa? El. Așa. Dacă suntem acasă și e vorba de chestii mai serioase, eu. Pentru casă. Pentru casă. Tu nu te uiți la bani, băi, pentru casă nu, totul pentru e bun. Pentru casă, da. Nu dar contează el la cumpărături. La cumpărături la ce? La haine, la haine, ce? Haine, da, orice. Îți place să fii cochet? Viața lui. Da. Mamă, uși unde e mai ieftin? Deci eu mă sacut la o oră, două, trei. Am distrus toate outlet-urile. Te duci la outlet-ul, la reduceri ești primul. Până la Viena am adus-o. La Viena, da, acolo, la ieșire. Păi outlet-uri de-alea mișto, da, nu de-alea de-astea. Mari, am fost și eu la Viena la am outlet. Am numărul de acolo, următorul vreau de la Italia. O doamnă, care este foarte mulți angajați la outlet-ul din Viena. Români sau ce? Sunt unguri. Unguri. Da. Și îi cunoști, pac, dai numărul când e treaba? Am dat deja. Da? Da. Domnul Marian, vă rugăm frumos, pe data de primim marfă nouă. Mă duc până acolo și mă îmbrac frumos, 70% reducere. Și firmă. Decât să dau 10 lei. Corect. Pe o cămașă de firmă, dau și 3 lei. Corect.
Pentru ce să facem fițe? Da, să facem... Da, 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 da. Băi, nu ne aude nimeni, nu? Nu, dar de trebuie să... Meseria asta, vrei, nu vrei... Că la noi necesită foarte mult. Trebuie să fie aranjat în fața omului. Că omul are pretenții. Când vii să se uite la tine, cânti frumos, dar dacă ești îmbrăcat Valentin, la și noi, adunat de noi muncim foarte mult. Că ne văd oamenii, că avem evenimente zi de zi, câștigăm. Da, Doamne ajută, câștigăm. Dar banii poate a doua zi sau a treia zi nu-i mai avem. Banii nu mai sunt. Ce rămâne? Oboseala, trigliceridele, chiar acum mi-am făcut analizele, colesterolul mari, mult peste colesterolul, limita, colesterolul ficatul umflat, turbat, ficatul e turbat. Nu v-ați gândit să mai selectați, pentru că voi cântați foarte mult. Ba da, voi cântați, sunt cam selectate, da. Sunt selectate. Da? Cam da. Că vorbeam cu Marian și înainte, el e mereu obosit, el se mai duce și fără tine de multe ori, dacă l-a sunat un mai prieten, are, ia acordeonul și te duci, că unul te mai cheamă din prietenie, altul are un chef. Nu o iau oriunde sau pe ea. Da. Un... O mai menajez pe ea. Asta spun, o mai menajez pe ea, da. Eu sunt bărbat, mă duc și cânt cu toată lumea. Depinde și unde, adică dacă e un chef așa mai cu mușchi sau nu știu ce, eu stau puțin acasă. Stai, da. Și mi se pare normal că te menajează, că să știi că am observat și știți și voi că în Breaslă sunt mulți lăutari, artiști care nu se menajează unul pe celălalt. Da. Și te duci și, exact cum spuneai, poate nu e mediul în care să stea o femeie, că mai sunt băieții, da, se adună între ei, un chef, un șpriț. Dacă eram bărbat, poate era altceva. Era altceva, dar, da. Exact. Că asta vorbesc și eu cu soția mea. Sunt foarte atent unde și are și un impresar, dar sunt foarte atent și eu unde se duce și dacă lumea e ok. În afară de faptul că este solista mea și solista orchestrei mele, este femeia, este soția mea pe care o iubesc. Exact. Deci, nu pot să o expun acolo unde nu trebuie expusă. Corect, mi se pare unde normal. Unde consider eu că sunt oameni civilizați și pot să merg cu nevasta, nu cu solista. Corect. Merg și cu nevasta și cu solista. Acolo o iau. Dar unde nu este loc de nevastă, iau pe altcineva. Da, mi se pare normal. Tu ești un mare muzican și ai trecut când, cred că de la 10 ani, de nu mai știu. De la 12 ani sunt 12 pe străzi, ani. Așa se spune. Exact, ai cântat la anunț din alea grele și de români, și de romi, și de 3 zile, și de... Doamne, și la țară. A prins toate categoriile. Exact. Acum, uitându-te în spate, ai muncit foarte mult și ai și norocul să fii prin munca ta și că ați făcut televiziune. Să fii un om respectat, un artist respectat. Că sunt foarte mulți care cântă bine, dar nu fac, uite, pleci la cântare de aici, dar vii să și filmezi, să te vadă lumea, să te știe că ești aici. Și atunci sunt mulți care spun, domne, eu sunt talentat, eu n-am de ce să mă duc la televizor, mai sunt le fac emisiunile astora, că pe mine trebuie să mă cheme lumea că sunt talentat. Vremurile s-au schimbat sau nu? Trebuie să ai imagine? Corect. Trebuie să fii o persoană și un muzicant mediatizat. Mulți dintre colegii noștri, poate de la lăutarul Maria Mexicanu, colegii noștri, poate au ceva, o chestie mică, cum și eu am de învățat de la oricine. Ei spun tot timpul, dom'le, sunt persoană publică. Nu, este greșit. Persoană publică înseamnă cu totul și cu totul altceva și persoană mediatizată este noi suntem. Exact. Da. Muzicanți sau persoane mediatizate, care suntem expuși mediei, da? La o televiziune, la un Facebook, la mediei, da? Repet. Bun. Fără aceste podcasturi, fără o televiziune, fără că lumea, oamenii spun deja, domne, nu mai merg la televiziune, că deja acum nu mai am nevoie YouTube-ul sau... Nu. Exist. În primul rând, televiziunea, podcastul îți oferă un anumit, o anumită calitate, un ștaif. Îți oferă, nu vreau să mă folosesc nici de cuvinte foarte, foarte, foarte mari, dar nu oricine ajunge la televiziunile care nu plătești. Exact, bine ai punctat. Ca să mergi la o televiziune unde plătești, am văzut emisiune unde era regina noastră, cea mai mare solistă noastră pe care a avut-o și este doamna noastră Maria Ciobanu, după care, după doamna Maria Ciobanu, a venit cineva care lucra pe tramvai. Da, și e dureros. Este dureros. Bine, și televiziunile astea, poate omul vrea să te cunoască mai bine, să vadă exact cum ești tu. Și ca om, așa, dacă să te știe doar pe scenă, poate te admiră doar pe scenă, dar unii... E urât, puiul meu, iartă-mă, nu că e urât, nu este atât de ok
ca un om cu o valoare inestimabilă, cum este, cum am dat exemplu, da. Și nu numai doamna Maria Ciobanu, și mai sunt, încă mai avem, să împartă scena cu oameni care sunt la început de drum. Da, nu e vorba că la început. Că dacă ai talent... La început de drum, la 50 de ani. Păi asta sunt, dacă ai talent și ești la început de drum, nu e nicio problemă să fii lângă un tânăr. Dar când tu ai, exact ce spui, 50 de ani și nu te ajută nici talentul și nu... Și faci meseria aceasta doar ca un hobby sau poate să câștigi bani, nu mai este ok. Dar la televiziunile mari, iartă-mă, la televiziunile mari, care nu vreau să dau nume, că sunt... Poți să dai nume că e podcast, Antena, Pro TV, da, Canal exact. D. Acolo, măi, e mai greu să vină oameni de nemuzică lângă oameni cu, exact, cu ștaif. Se mai strecoară și pe acolo, dar nu atât de mult. Da. Nu. Da. Revenind la tine, cum te împarți și cu cântatul toată ziua? Plecați, ba în Moldova, ba ați fost la Severin, acum vă duceți la Snagov sau la Bragadiru. Da. Cum te împași cu casa? Mai aveți casă? Mai... Că aveți și un... Cam greu. Motan, ce aveți? Am pisicuță, așa? Costică. Pe Costică. Era să zic, pe care îl pup și îl salut. Să uită Costică și să nu se supere pe ea. Așa. Mai avem și o Lizuca, care e cățelușa noastră. Exact. Tu ești și soție, ești și artist, trebuie să te împaci, să mai faci o ciorbă. Uite că vă arătam, nevastă mea s-a dus acasă repede și a făcut o ciorbă, că vine de seară. Atâta timp cât nu sunt copii în familie, cât nu ai nepoți, cât nu stai la țară, cât nu stai și ai greutăți familiale. Întreb, stai că nu mi-e rușine să întreb, că nu știu ceva mai bine, întreb decât să... Așa? E ușor, ei, mă, ce nu vine adevărat, să... Nu e adevărat, păi stai ușor, să vezi să ai copii, că... stai să ștergi, nu, stai să plângă, stai să dai cineva, să dai la sân. Nu, am pe mama lângă mine, nu am soră lângă mine, nu am mătușă, nu am vecină, nu am nimic. Da, și trebuie să te descurci singură. Trebuie să mă descurc singură. Dacă ești plecat, tu știi foarte bine de aia. Ești plecat 2 săptămâni și te schimbi în fiecare zi cu alte haine. Când ai timp să duci repede acasă, calcă, să spală. Faci iar garderoba, iar de la început toate astea, să le pregătești, că peste o zi pleci și trebuie să iar la tine încă și o garderobă. Și mai o treabă. Eu o văd la nevastă mea. Noi ne spălăm pe față, ne dăm așa, ne-am îmbrăcat frumos și aia suntem. Ele, săracile, 2 ore stau în oglindă. Dar să mai ai 2 copii și casă grea. Dar păi tot dai cu copii. Vrei să faceți copii acum? Nu poți să te descurci să ții și copilul și să și cânti. Automat nu vreau să se vaite. Pentru că atunci când, dacă cumva va avea 2 copii și greutăți și... Păi 2 copii, atunci să vezi ce spui, aoleu, ce bine era când avea. Păi dacă aș avea 2 copii, ce aș mai vrea să se mai întoarcă timpul de... Păi dacă aș avea 2 copii, ori stau doar acasă, ori dacă mă duc să fac bună și așa, e o femeie, e să o femeie, te ajută. Da, n-ai cum să le faci pe toate. Păi cum, nu? Că copilul are un program, dimineața, amiază, seara, cum? Îi zic că stai, copilul așteaptă puțin, că eu ajung la 10 seara acasă să dau. Uite să la Edi, mă uit la Edi, Valentin, mă uit la Edi, s-a ridicat pe plan profesional. Și soția lui cântă foarte mea, frumos. Cu Alina, da. Și au 2 băieți, doi trandafiri. Eu le spun polonez, că sunt nemți, nu există așa ceva. Îți vine să crezi că ești bunic? Sunt tataie de acum 10 ani, de acum 11 ani, că am pe nepoata cea mare, tot de la Edi, are 11 ani. Oh, și am 49. Deci ești bunic cu ștate vechi. Nu așa, da. Ești la pensie de multe ori vorbesc atât de mult cu nepoții mei și sunt tataie. Ce faci, tataie? Ce ai făcut, tataie? Că ai fost la grădiniță, tataie, și la un moment dat mă zăpăcești că vine Maria, fata mea, vorbesc și eu, ce faci, tataie? Îi spun și ei tot tataie. Nu, mă, eu sunt fata ta, mă, tată, mă, ce ai, mă? Merg amândoi de multe ori cu copiii la nuntă. Văd că ia somnul pe mese pe acolo. De multe ori nora mea cântă, e greu. Oamenii nu pot accepta chestia asta, dar o spun, de ce spun lucrul acesta? Că nu ai încredere în oricine să lași copilul tău. Da, e ușor să spui, domne, găsesc o bonă, o plătesc respectuos și atunci nu mai am nicio problemă. Nu ai încredere. Care trăim acum, pui cameră și vezi orice, ai luat telefonul și vezi, te uiți non-stop. Da, dar sunt până ajungi acasă, găsești, păi, ferească Dumnezeu. Dar nu trebuie să ajungi, că îl vezi în timp real.
Da. Doar mama ta, sora ta, persoanele din familia ta. Asta și e cel mai indicat, femei. Cel mai indicat, da, dar dacă n-ai ce să faci. Păi asta este. Pui camere prin casă. Eu zic așa, la cât voi sunteți de solicitați, mai cântați un an așa, după care mai cântăm încă 10. După care faci un copil. Ai văzut că ești în mintea mea? Așa. Stai liniștită că se duce maestru, mă mai ia pe mine dacă n-are treabă. Că... Uite, o ia mirea să te iau pe tine, că nu te iau pe tine, că nu mai iau niciun ban. Tot banii vor veni la tine. Și lasă că îi împărțim, mai văzut că... Laurii la tine vor veni. Laurii. Așa. Și David sunt cotru. Și stă acasă un an de zile măcar până și-l pune un pic pe picioare, să mănânce, să-l treci pe diversificare. Fii atent că am învățat și cu diversificare. Wow. Și ne așteaptă și pe noi. Știi asta? Păi ne pregătim, ce crezi, că mai e ca pe vremuri, făceai copilul, nu știai, acum mai aveam pic nece și la cursuri. Îți dai seama, cel mai mic nepot al meu are 5 ani și dacă mai ar fi să vină un copil, cum facem socoteala? Cum îi vine băiatul meu, nepotul meu? Să știi și tu un singur, să fac socoteala. Un lucru, că eu sunt mult mai mic decât tine, dar o să întinerești și o să ai un copil. Pentru asta că, știu, pentru că copii, pentru mine. Exact, și atunci când o să mai ai un copil, chiar dacă tu crezi, bă, am nepoți, nu contează. Și alte, cobra. O să fii mai puternic. Deci acum zici, dacă zici că e tânăr la anul, când îl vezi, o să fii mai și mai tânăr. Pentru că o să vreau să schimb. Mamă, și după aia ce fac, că eu îmbătrânesc, ce fac? Dar dacă te schimb, băia, nu te-ai gândit? S-a distrus. Păi cum s-a distrus? Ești tânără frumoasă, cântă bine. Ce, nu mai găsești primaș? Nu mai vorbi că e gelos. E gelos. Totul e pe numele meu, nu poate să fac un pas, nimic. După ce mor eu... Nici o nădejde. Știi că faci ca Ana Lis. Uite, l-am luat. Râde mereu de treaba asta. L-am luat că moare și uite. Zici că ai fost în mintea lui. Asta mereu zicem. Oana tocmai a scris pe Facebook și că surorilor să nu care cumva să aveți norocul meu să dați peste un nemuritor. Da. Să știi, nemuritor, săraca ce-o fi. Lasă-mă că moare, asta rămân și eu cu cașcavalul. Săraca a bătrânit mai rău. Mai are un pic și-l prinde. Da. Să nu se supere pe noi dacă se privește, dar ea a scris pe Facebook. Ei, Oana rămâne o frumoasă, eu o cunosc, sunt prieten cu ea, dar tu, hai să trecem la partea asta, că văd că el e gelos, dar tu ești geloasă că mai pleacă? Că nu. Unde să pleci? La cântări așa pleacă și te vine dimineața. E monitorizat fetelor non-stop pentru cele care nu știu. Ce e? Pus GPS? Tot ce vrei, așa de care credeți că nu știu, știu, dar eu tac. Nu mă enerva. Mă lasă să vezi fac ce vreau. Vezi ce face podcastul tău? Deci fii atentă. Mă lasă să nu, fac mă gândeam acum dacă mi-ar fi pus și mie nevastă, mi-a existat așa ceva. Mașină. Nu mă gândeam la ce zici. Mă gândeam la ale mele. Tine. Cum adică? Ce să-i pui cum am să vezi? Am făcut pe cuvântul meu, dacă l-am făcut rele, și m-a prins cu GPS, cu de-asta. Pe telefon. Nu mai minți pe GPS. Ce ai vreun GPS în mașină? Nu pe GPS, nu pe telefon. Asta e altceva. Păi noi avem parolele amândoi aceeași treabă. Adică se știe, da. Așa? La ora de aia ai fost cine în locutare. Cine nu știe că pe Messenger eu nu văd, eu văd totul. Auzi? Ai fost după aceea în partea de altă, ai stat 36 de minute, 6 secunde. Nu, pe aia nu o folosesc. Aia e Google altceva ce spui tu. Mai ne-a arătat o altă prietenă pe care salut. Să nu mai lasă să facă prietene de genul ăsta. Eu vorbeam cu ei, aveam Marian Mexicanu, două numere. Deci și suna și vorbeam, răspunde o femeie. Păi mea... dacă am dat... Păi l-am sunat pe al doilea, pe al tău, tot ea. Deci ești în corsetat. Cu tot Google-ul ei, cu toate astea. Nu, eu tot le fac. Le face, dar se știe. Și mă aflu, asta e. Dar nu te simți mai rău de la o vreme, așa? Nu. Și se trece totul într-un caietel, știi? Și la bucată de timp se deschide caietelul, știi? Wow. Și cum îl ierți? Nu știu, vedem. Vedem. Când se trage linie total, știi, suma totală... Vezi acolo că îți dă cu rest? Dar eu nu cred, mă crezi că eu nu cred că faci. Eu cred că nu fac, mă, se mai dă și el cocoș, așa, să zici și tu, să fii geloasă, să fii... Sunt ușe de hotel ăsta, de biserică. Eu am fost cu el la o cântare, tu n-ai fost atunci, parcă. Cât de cu minte am fost? Cât de cu minte am fost? Da. A fost cu minte. Zău! Bine, și n-aveam ce vreau, că n-am mai bărbat. Mai era o petrecere de bărbat. Cu șeful cum cânta de la... Știu ce zice, mi-am adus aminte, așa e. Aveam GPS la contul. Auzi, știe tot și toate cântările. Ne spovedim așa în familie, nevastă mea o să vadă. La început aveam și eu, zic, bă, mă mai duc și eu exact ce spune. Băi, între noi acolo, le fac și o două, trei cântece, stai, nu știu. Mă, băi, nu te iau pe tine acolo, că nu te simți... Cam asta a și fost ideea. Nu te simți bine.
Și nu, nimic, nu pleci, te-ai luat nevastă, nu plecăm. Bine, hai, să nu creadă ea că ceva. Bă, și a mers odată cu mine, la fel, a mers de dor și a zis, nu, las, du-te, fă-ți treaba și nume. S-a potolit, a văzut despre ce e vorba. Doctorii mari spun așa. Onestitatea. Onestitatea exagerată în căsnicie duce la impotență. Ai văzut că știi? Onestitatea păi exagerată în căsnicie duce la impotență. Am învățat-o pe de rost. Deci trebuie să mai dai o minciună ca să... Nu, trebuie să o mai iei așa puțin ca să vii să ai o altă plăcere față de doamna ta. Impotență. Pentru că tot timpul ciorbă. Nu vrei și tu la un moment dat o salată? Ai plecat pe un făgaș care nu... Eu zic să ne întoarce. Eu spun ce spun doctorii. Doamne iartă-mă. Valentina, adu iar înapoi. Că știi că el pleacă în altă parte. Te aduc înapoi, maestre, haideți înapoi. Înapoi pe pământ. Știi cum ai zic cu Ritornela? Vino în tonul meu. Știi că îi pleacă pe armonici, pe armonici. După aia revine la ton. Și zic, vino înapoi în tonul meu să mai intru și eu. Dacă n-ai uitat. Care a fost cea mai grea cântare pe care ați avut-o, nu știu, împreună? Că aveți amintiri multe. Nu dăm nume, așa, că facem schimb de experiență. Nu știu neapărat sau cea mai grea. Sau cea mai hazlie, așa, cu peripeții. Cea mai hazlie, noi tot, peste anul tot trecut, râdem. Anul trecut am cântat 54 de zile. A, da, alea cu... 54 de zile. O lună și... câte grade a fost ziua când... Cum, mă, 54 de zile? 54 de zile nu am ajuns acasă. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Anul trecut. Și cuvântul meu. La o nuntă. Și la o nuntă. Îți dau cuvântul meu, domn, 54 de zile. Culmea e că le-am și filmat pe toate. Am făcut, live-uri la toate. Da. Și cum plecați ultima zi, ultima zi am cântat la Caracal, salutăm prietenii de la Calafat. 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 Da. Meseria dumnealor erau, făceau cruci. De marmurieri. Marmurieri cu neu. Bine. Bine. Bine, băieți. Nu că mi-aduc aminte ce s-a întâmplat eu de asta rând. Unde ne-a pus pe noi să cântăm în fața casei cum ar fi pe zi? A fost așa. Una dintre foarte puține nunți care am cântat și la obiceiuri pe zi, că acolo nu scap de ei de nicio culoare, adică se roagă atât de mult de tine încât da, la un moment dat ți-e rușine. Oamenii. Da. Deci bine, domne, vin. Lasă-mă și, și ziua oamenii sunt erau păritorii. Câte grade? Puiul meu. Câte grade? Deci mai mult de eu, da? 1, 2, 3 și 47. 47 de grade. Da, scria la mașina acolo. Acolo. Afară. Unde crezi are că ne-a pus pe noi să cântăm în fața magazinului afară, unde erau numai cruci? Și coștiuge. Sicrie. Coștiuge, da. Nu sicrie. Coștiuge, coștiuge. Se sune mai rău. Da. Se sune mai coștiuge. L-am pus pe ăla cu țambalul lângă un coștiuge. Și când colo vine mireasă, știi? E și live, nu trebuie să-l găsesc undeva. Oh, cred că l-am văzut. Era și niște nisip afară acolo. Cred că l-am văzut, da. Că vă urmăresc. Dar fii atent că nu poți să-ți comentezi, mai blocat la comentarii. Eu? Nu, dar cine nu e prieten? Păi cum nu că sunt prieten? Că multă lume scrie, deci oameni buni, nu vă blochează, nu vă face mă, nimic. Mă, cum nu sunt nu prieten? Nu știu, eu, nu, nu ești prieten cu el pe meu. Facebook. Dacă nu ești prieten, nu poți să cum comentezi. Cum să nu fiu prieten? Nu îți arăt acuș. Doar poate îl urmărești, dar nu ești prieten. Mai... Hai să fiți prieteni. Uite, fii atent. Da, domne, un pic să ne facem. Eu am pagina de așa de... Și vreau să-ți mai... Și nu poți să comentezi pentru că nu ești prieten. Că multă lume scrie, nu poți să comentezi, mai blocat. Eu am o pagină simplă, nu de-astea cu... Păi stai așa, tu ai cu nu mexican, nu ai cu... Marian Bătănaș. Bătănaș. Da. Bătănaș. Băi, au venit a, da. Și Marian Bătănaș, în paranteză, Marian Mexicanu. Da, câți am? Deci pagină, nu am pagină oficială, a, nu am... Uite, ia uite, câți am eu, câți urmăritori am? Păi stai că nu-i văd. A, 93.000. Ba dacă mi-apar și mie aici. 93.000 și dar vezi că 5.000? Ți-am dat cerere acum. Acum păi eu, înseamnă acum că ți-am dat doar urmărire. Da, urmărire și de-aia nu pot. Și ce trebuie acum m-a blocat? Nu, fratele meu, nu există așa ceva. Așa. Și acum pot să comentez. Gata. Înțeles? Și vă dădeam doar așa inimioare din astea și zic eu, uite mă. Da, și stăteați lângă cruci și cântați. Da, am văzut filmarea aia. Da. Erați cu niște băieți pe la Craiova, cred că muzicanți. Nu, erau ai noștri. Ai voști erați? Nu, eu mai cânt cu puiul bucătarul și cu ai lor pe acolo. Bravo, nu era. Nu era puiul bucătarul. Și porcelanii, te-am văzut toată. Da, a, nu păi da, nu, mai am evenimente foarte multe pe acolo. Cu, sunt luat de ei. Da, știi, da, da, da. Și eu accept lucrul acesta cu îl mare salut meseria cu mătrul meu, cu mătrul meu, cu unul fata acum pe 22 iulie sau august. Nu mai știu, scrie în agenția, ea știe. Da, ea știe. În august. În august. Șef agendei. Băi, fratele. Deci iată că nu poți să miști cu banii, că ea știe unde e nunta cu cât e luată, că ea notează. A, poți păi să zici, bă, la mine. Ana, n-a fost, a fost subțire. Dimineață, no. Dimineață, ginerele.
Îi mai dau atenție. Socru mare. Pentru că noi facem treabă bună la evenimente. Mă cheamă maestre. Uite, ăstea se pare semn de mulțumire. Da. Nu e normal că trec pe dreapta. E băgat la fundul de rulment. Ia banii de acolo, cea frumos. Și dacă la fiecare eveniment iau câte un leu în plus, și dacă sunt 50 de evenimente, să strâng 50 de lei. 50 de lei. Dar știi care ce nu face omul cu 50 de lei? Și păi ei găsește bani. Asta nu cred. Știu și păi. Are miros. Ai... M-a distrus. Da, eu de cât te zic, da, las cu aia. Eu zic să când mai e lunea mă suni, lași la mine. Mai știu pe cineva care face asta. Nu știu să ascund, mă, nu știu să ascund. Deci cântam la cârciu, era joa mic și la fel, băiatul de la orgă, solista, soția. Deci cred că au ăștia, lăutarii ăsta au în sânge să pună ceva pe dreapta, chiar dacă au așa, da. E și ceva fii și ăsta la fel, săracu, bă, nu pot să ascund de a mea nimic. Cât de... Și m-a dus la locul ei la cârciu, mă, să cânt, era mai vară. Mai ascunde și numai pentru ciorbă, pentru salată, da, pentru da, ciorbă. Da. Mai nu și noi cu o salată, să mai slăbim, mă, taică, mă, nu înțelegi, mă. Și ăsta la fel făcea. Valentine, ține la tine. Ei, tu că i-am spus, îi spun că n-am făcut ciubuc la... În seara asta nu s-a făcut ciubuc. Mor. Și ne vedem noi mâine. Păi lasă-mă că ți-i dau, că unde? Nu, că dacă îi bag în mașină îi găsește. Deci a știa toate locurile lui. Da, îl ciugulea. Mai nou acum ea nu mai pe microfon îi ține acolo și sunt mai adă să pune la țamba. Nu. Mai ții minte, mă, dragă Marie. Și rost să iau banii de acolo că se strâng. Se pune pe țambal, până la țambal acolo, pe drumul de la scenă, până la țambal. Comisionul. Pac, 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 pac. Pac, pac, îmi pun pe aici, niciodată n-am făcut, glumesc. Glumește, îți dai niciodată, seama. Nu știi că la mine nu... O, dar, pune tot ori de loc. De-aia știi și... Nu, mai ții minte, măi, dragă, nu. Mai ții, aude microfonul. Lasă-i aici, nu, nu. Dă Dumnezeu să nu-ți creadă băieții că... Nu, lasă-i aici. Microfon. Lasă-ți numărul la final. Da, că se întâmplă, măi, așa mi se mai întâmplă și mie. Nu, acum, gluma, să știi așa. Că în orchestra noastră nu se... Se împarte tot nu, mult. Nu există așa. Aveți aceiași băieți de ani de zile, lucrați. S-au mai schimbat. Se mai făcut... schimbă câte unul, doi, dar în mare parte... Și în bine, schimbăm în bine. Da. Normal. Schimbăm în bine. Dar am văzut că aveți numai băieți extraordinari. Da, cu toții corecți și nu se întâmplă așa ceva. Putem să avem și 500 de milioane vorbeam să noi... și să ia altcineva, da, și nu se pune problema. Vorbeam înainte de a începe recu cu tine că cât e de important să ai mari meseriași lângă tine, da, să te simtă, corect, să te ajute. Corect. Că mă duc la anunț singur și nu tot timpul nimerești ce trebuie și foarte greu. Fratele meu. Și așa evoluez și te-a ajutat, corect, foarte mult să fii lângă Marian, corect, Mexican. Câte soliste n-ar vrea? Eh? Văd eu, fac eu până la urmă ceva să le ajut și pe ele, să le ajut. Să le reglez un pic. Să le ajute, să le... Tonul. Să le acompaniez bine. Să le acompaniez din re major... Pot să mă duc până la do diezul acela de la octavă. Deci încă sunt în stare. Mule, că le strângi de gând. Vreau să spun ceva. Eu, ca și tine și ca și noi toți, îl iubim pe Dumnezeu și eu consider că cine fură din bacșiș la nuntă își face păcat cu Dumnezeu. Da. Nu. La noi nu se fură un leu. Păi asta ziceam. Da. Dar e foarte urât. Am glumit, eu mai glumesc, că eu mai sunt, mai glumesc, am nebunile mele, da. Cu banii, cu asta. Nu. Dacă am nevoie, ți-o spun pe față. Dacă am nevoie de orice sumă, îi spun: alo, banii ăștia, vezi că am nevoie pentru fată, pentru băiat, pentru copii, corect, pentru nepot. Spui, bă, am nevoie acum, că suntem în familie. Nu există la mine așa ceva. Dar nu. Eu când am cântat cu ea, a fost așa o chestie între noi. Și mi-a dat mai mult mie. Jur. Păi cum face cu banii? Da, și a zis, ca să știi. Eu așa vreau cu tine. Uite, întreabă. Așa face. Cine este invitatul orchestrei mele, ia mai mult decât noi. Da, uite ce frumos. Alții să uită să nu... Să le dai, mă, dacă... Îți dau cuvântul meu de om. De exemplu, dacă a făcut un program și la program, adică nu pot, dacă a venit și a făcut un program și noi am muncit toată noaptea, nu pot să-i ofer și banii care am adunat înainte. Da. Dar dacă a făcut un program și a luat 5 lei. 5 lei. Normal ar trebui să ia 2 lei 50 el. Da, și 2 lei 50. Nu, eu îi dau iată 4 lei și luăm noi 1 leu. E, uite, și noi suntem 10. Uite, vezi? Și câți fac așa? Că noi ne mai descurcăm. Noi ne mai descurcăm la orchestra noastră, ne dă Dumnezeu. Eu le dau, adică nu fac jumii jumătate, le dau mai mult lor și tot parcă nu le convine. Știi, zice, bă, dar stai-mă un pic, că
trebuie să trăim toți. Dar apropo de, de cântări, de evenimente, am trecut prin familie, am văzut că nu e cu gelozia, este să cumiți. Deci problema e cu copilul acum. Când faci copilul, că nu vrea cu bonă, că nu știu ce, dacă se dă la bonă. Ai văzut pe... Păi acolo mă gândeam, eu fii pe atentă. Cea mai urâtă care există, una neagră. Filipineze, din alea urâte, strâmbe cu picioarele alea. Aduci una neagră, te rog frumos. Vorbesc eu, știu unde. Nu, dar nu neagră din Africa. Ai văzut ce a pățit? O africancă, de-aia neagră, neagră. Nu, dar nu vorbeam de africancă. Să nu fie nici bătrână ca să aibă putere cu copilul. Da, ai dreptate. Să poate să aibă și lapte. Așa. Să fie mai înaltă ca mine, ca să poată, când doarme, să ajungă cu mâna la copil, că să nu cadă copilul în pat, să fie înaltă. Știi bancul ăla cu e și copilul negru? Nu știi? Nu știu. Îl știi? L-am văzut pe Facebook. Care e azi? Hai mă, că nu-l știi. Fii atent. Deci una se duce la maternitate, naște ăsta, bucuros, se duce repede să ia copilul, copilul negru. Mamă. Și zice, păi cum, eu altul albă. Dragul meu, stai liniștit, nu trebuie să... Deci fii atentă ce s-a întâmplat. Eu n-am avut lapte și era o doamnă de culoare aici și l-am dat repede să l-a lăptez și s-a negrit copilul pe loc. Lasă, draga mea, noi să fim bine că e sănătos, bine că a scăpat. Păi nu scăpa dacă nu-l dădeam la doamna. Bine, și o sună repede asta, o sună pe măsa, bucuros, tătic. Mamă, a născut soția mea, este așa de bucuros, a făcut băiețel. Bine, e o mică problemă. N-a avut ea lapte și l-a dat la o doamnă de culoare care nu știu cum a născut la noi aici în România și s-a negrit un pic copilul, e cam negru, dar în rest să fie sănătos și ce bucuros, sunt mamă, sunt tată. Dar la care măsa, stai liniștit mamă, că și eu când te-am născut pe tine n-am avut lapte și te-am dat la o vacă să sugi, de-aia ești așa un mare buc. Asta e bună, nu știu, nu, eu am așa vânt ceva pe care să... A, bine, bine, da, ești un mare buc. Și bou. Dar ai văzut ce a pățit mama lui Tonciu, Andreea? A luat o femeie să o ajute prin casă. Ceva, ceva am văzut. Și iar... Deci de ai grijă cu... Ai văzut? Nu. Nu știi? Spune-i tu noutățile. Tu nu vrei să-i aduci în casă bonă sau... Nu vreau cineva. Auzi, dacă se întâmplă ce s-a întâmplat cu Andrei Tonciu, nu e o problemă dacă le-a pe tata. Că și așa e singur. Să nu le-a pe Marian. Deci aia l-a dus în casă să-i facă de curățenie, să le ajute pe maică-sa și pe taică-su, că bă, n-au și ei timp, au mai îmbătrânit și pe aia s-a îmbârligat cu îl bătrân, cu tas. Tax. Și l-a luat. Și s-a despărțit ăla de muiere, ca să zic așa. Și a rămas cu bona. Normal. Deci... Eu știu, m-am gândit la treaba asta, crezi că m-am gândit? Da, eu am zis și o codruță, iubire, noi trebuie să luăm o... Și-a zis, ai grijă, cu adu pe mama, stai liniștit, potolește-te. Da. La ea e mai ușor, cu aduce pe maică. În rest, deci copii, când o vrea Dumnezeu și Domnul oricum are destui, dacă e unul de acolo, ce-l treci pe numele tău și asta, basta, că eu îi mai țin nevastă mea. Hai să luăm unul mare direct, îl trimitem la școală, ne înțelegem cu el. Ce planuri mai aveți așa? Ați trecut prin toate fazele, nu vreau să reiau și discuții și... problema voastră, toată lumea a fost împotriva voastră, că diferență de vârstă, că Marian... Dar bine ai zis că toată lumea. Da, să știi, păi am văzut și știi ce se întâmplă? Eu am ajuns la concluzia că oamenii nu suportă să vadă oameni fericiți din afară. Bă, dacă ești necăjit, dacă vii și te vaiți aici... Nu, dacă ești necăjit, nu vorbește cu tine ce spune sau amărât. Da. Ce să bag în seamă? Eu nu stau de vorbă cu oameni necăjiți sau cu oameni amărâți, nu? Da, sau să te compatimească mai, așa. Da. Dar dacă te văd că ești bine, băi, și-a luat o nevastă tânără frumoasă, să iubesc, fac o familie, cântă, au evenimente multe, îi iubește și televiziunea, că vă cheamă toată lumea. Mergem peste tot, da. Așa. Adevăr. Atunci încep să latre pe lângă poartă, pe lângă gard. Trebuie să îți vezi de drumul tău, cum ați făcut voi, să-ți faci treaba, să fii mulțumit. Deci le place oamenilor să vorbească, în general să bârfească. Adică chiar dacă nu ne bârfesc pe noi care suntem persoane publice și la sat, știi, bârfesc pe vecinul. Ai văzut ce a făcut vecinul? Că au loc, că s-a îmbătat ieri și că nu știu ce. Exact. Deci mereu trebuie să găsească un subiect de bârfă și nu se uită la ei, în problemele lor și da, ce a făcut băiatul lor sau fata lor sau alții și tu fiind așa ruptă de ai tăi, ai fost mai mult expusă și cred că ai suferit mai mult decât Marian. Marian era mai călit. Corect. Trecuse prin toate, știa cum stă treaba. Dar cu toate astea ai rămas lângă el.
Așa este. L-ai iubit atât de tare, ai trecut peste orice discuție și ai crezut în el. Că dacă nu credeai, știi cum e, vine unul și ciripește în partea asta, unul în asta, te debusolează. Și asta e adevărat. Dar ai rămas și de-aia te iubești. A fost sprijinită, nu a fost păcălită, a avut iubirea mea, a avut, a prins încredere în tot ceea ce am spus eu, iar faptele mele au dovedit și încă dovedesc că, și vreau să-ți mai spun ceva, cam tot ce am spus, am spus adevărul. Vreau să-ți mai spun ceva. Un lucru nou pe care nu l-am spus nici unei televiziuni. Cred că nici copiii mei nu știu lucrul acesta. Am să-l spun la tine acum. Noi am făcut cununia civilă. Suntem cununați de ani buni, cred că de vreo 5 ani. 3 ani, că m-a întrebat. 3 ani sunteți cununații legitimi. Voi stați de nou împreună, dar 3 ani v-ați, da. Imediat, știi ce am făcut? Am luat-o pe sora mea, pe cumnatul meu. Și am intrat în biserică și am făcut o nuntă eu cu ea și cu sora mea și cumnatul meu, 4 inși. Am intrat în biserică și am făcut nunta, ne-am cununat în fața lui Dumnezeu, nunta religioasă. Uite, petrecerea pentru mine, bravo. Petrecerea pentru mine nu face 2 bani. Corect. Vom face o petrecere, nu, eu nu vreau să-mi supăr copiii mei. De ce, lăsând gluma deoparte, de ce Ana Maria a rămas lângă mine? Pentru că ne-am înțeles unii pe celălalt, ne-am înțeles unul pe celălalt. Poate și eu am avut la ea ce să înțeleg. Corect, și ea și la mine ce să înțeleagă. Se spune la noi în România că, domne, m-a luat cu cocoașe sau ei, ai luat-o cu cocoașe. Un jargon. Ce înseamnă cocoașe? Ai luat-o cu copii. Uh-huh. Înțelegi? Eu am avut și am 2 cocoașe minunate. Nu am greșit față de ea, nu i-am făcut niciun fel de rău. Așa a fost destinul nostru, să ne iubim și să rămânem împreună. Bun. Eu nu vreau să-mi supăr copiii mei. Maria mea atunci avea 7 ani, 8 ani, 9 ani. Era greu să înțeleagă. Accepte lucrul acesta că tatii ei, pe care tatii ei a, de când s-a născut, a adorat-o. Deci eu mor. Maria este viața mea, este copii. Uite, ia uite Maria, ce înseamnă pentru mine Maria. Maria este ca o icoană pentru mine. Ia uite. Ce frumos e chipul ei. Chipul fetei tale, da. Chipul fetiței gravat. Dar uite că seamănă cu tine. Vai, de cap, capul meu la ea. Da, 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 uite ce seamănă cu el. Da. Da, leit, bravo, să trăiască, să fie sănătoși. Maria este, așa cum îmi place mie să le spun, ochiul stâng și Edi ochiul drept. Ce frumos. Ochii copiii mei. Tăi e normal, da, să fie așa. Iubirea față de ea este una, iubirea față de copiii de copii mei este cu totul altul. Este deci normal. Deci nu compar sau nu vreau să simtă nimeni jignit. Corect. Nu că mi-ar fi teamă de cineva. Sunt două iubiri diferite oricum. E normal, nu poți să compari. Trebuie să fiu domn. Da. Trebuie să fiu tată. Și n-ai vrut să-i deranjezi. N-am vrut să-i deranjez făcând nuntă. Mai ales că trebuie să facă băiatul meu nuntă cu nora mea. Da, da, da. N-au făcut anul. Să fac eu, uh-huh. Da. O să facă. Cred că anul acesta sau anul viitor, uh-huh, o să facă ei. Au făcut o cununie civilă minunată. Dar nu am îmbrăcat rochea de mireasă. Cum e la noi în România, nu, da, neapărat, da, da, țigani. Corect, corect, da. Băi, ce să îmbraci? Cum e în lume? Doar în România. Și ea își dorește și familia ei își dorește să o vadă să fie și mireasă, da. În rochea de mireasă. Se pare corect. Și am spus, e cam incomodă, dar o să te... Și eu i-am spus așa. Păi nu. Și eu i-am spus, măi femeie, vreau să te rog ceva. Nu vreau să-mi supăr copiii făcând tâmbălăul acesta mare, dar nu vreau să trăim nici în păcat. Pentru că nu pot să trăiesc în păcat eu cu tine, pentru că atunci nu-L mai iubesc pe Dumnezeu. Că degeaba mă bat eu cu palmele în piept și spun că te iubesc, Doamne, și... Pentru că credința fără fapte nu face 2 bani, da? Și am zis, tu cu mine, sora mea, care este ca mama mea și cumnatul meu, intrăm, ne cununăm religios și când avem o portiță și fac copiii, după ei facem și noi. La anul sau la celălalt an, facem o petrecere micuță, de bun gust, frumos. E micuță, nu putem să facem. Las, micuță, păi, pentru noi, că la brațul rochea de mireasă. Cunoaștem și după aia se supără, că și la cununie am făcut micuță și s-au supărat. Eu așa am zis, am zis micuță, că mie nu mi-au plăcut niciodată. Bine, nici nu vorbim de 500 de persoane, nu, aglomerate. Așa, da? Important e că tu te-ai împăcat cu tine și ea e împăcată, că băi, ne-am cununat, suntem în fața Dumnezeu, suntem căsătoriți din toate punctele de vedere, și religios și civil, și atunci
ce rost are să vezi explic... Cine vrea să dea cu piatra în noi, exact, să se uite la Dumnezeu sau să citească. Pentru ceilalți sunt tardive și nu și-au rostul. Important e ca voi să fiți bine și că sunteți foarte bine. Și că ai trecut, din punctul meu de vedere, chiar mă gândeam și vorbeam, poate nu știu dacă am vorbit vreodată, mie mi s-a părut că ea a avut o putere imensă. Să, nu i-a avut putere, să știi, așa i-a fost dat de sus, să aibă putere. Da, nu, adică putea să zică, băi, că știi... Da, domne, înțeleg ce spui. Ce fac, unde mă bag? Aoleu, da, țigănii, nebunii, da, certuri, da, bă, aia cu mine, că sunt așa, lumea arată... Scandalurile mediatice, astea, că dacă ne certăm noi în curte aici, nu ne-a avut de nimeni, e mult mai okay. Peste două zile poate uităm că ne-am certat, dar în momentul în care ne certăm public, dă și ăla cu părerea, zice și ăla ceva și te încarci. Și rămâne viață puțin chestia. Știi de ce a avut ea putere? Pentru că înainte de a intra în direct, oriunde am fost noi, eu am spus, eu sunt lângă tine. Da, corect. Hai să mergem acolo unde suntem invitați. Hai să le arătăm oamenilor că tu nu ești pentru mine o aventură de proastă calitate, tu pentru mine ești femeia pe care o iubesc și pentru mine tu vei fi doamna mea. Și mi-a zis, într-adevăr, așa va fi. Și am spus, ai cuvântul meu de om, că așa va fi. Și mi-am respectat cuvântul. Da. De aceea a avut și ea curaj. Că dacă n-ar fi simțit și nici sprijinul meu bărbătesc în spatele ei, n-ar fi făcut chestia asta. Da, da, da. Că dacă i-aș fi spus, băi, nu pot, băi, nu pot, păi știi, păi familia mea, păi nu pot, băi, Ana, nu pot. Și dacă m-aș fi... codat și ești dat în spate, m-aș fi dat în spate, m-ar fi simțit, știi? Dar dacă i-am spus, n-ai încredere în mine? Hai să mergem cu capul sus peste tot. Plus de asta, un lucru iar important. Nu Ana Maria, în trecutul meu. Da. Nu mi-a spart casa mie. Dar eu știu lucrul. Pe mine Ana Maria m-a găsit despărțit. Da. Și m-am dreptul despărțit. Tău să fii liber. Și atunci eu am ales-o. Da. Putea să fie oricine. Da, da, da. Dacă... Nu era ea, era altcineva. Era altcineva. Dumnezeu, era altcineva. Da, era altcineva. Mai cu seamă că după ce au ieșit discuțiile, Ana Maria a plecat din țară un an de zile și m-a lăsat, a spus, indiferent cât de mult mă iubești tu sau cât te iubesc eu, eu trebuie să mă retrag. Eu te las pe tine și aici spun, îți jur pe viața mea în fața tuturor oamenilor. Ce foarte matur ai fost. Eu plec pentru că nu vreau să se despart. N-are nimic, să râdă lumea de mine. Mi-a fost drag de tine, nu sunt nici prima, nici ultima care am făcut greșeala asta. Am 20 de ani, asta e mai păcălit. M-am păcălit, ești un bărbat, în opinia mea, frumos. Ești un bărbat care poate și altă femeie s-ar fi păcălit cu tine, nu-mi pare rău. Să dea lumea cu pietre în mine, dar salvează-ți tu căsnicia. Îți dau cuvântul meu de om. Un an de zile a plecat. Eu m-am dus acasă. Hai Paola înapoi, hai Paola, hai Paola. M-am tăvălit pe jos, m-am rugat de băiat. Hai tăticule, vai Maria, vorbește cu Paola. Hai să ne facem așa. Când am văzut că nu se mai poate și un an de zile stând, să plec jegos, să plec să mă calc, să chem pe cineva, du-te la mama, n-am, mama mea a murit, du-te la sora mea, du-te la o cumătră, mai cheamă pe cineva, calcă-mă. Trebuia să mergem, noi trebuie să mergem, da, curați. Simplă. Trebuie să mergem curați, unde mergem, da, acolo? O căinuță, o cămășuță, nu contează de firmă. Da. Albă, trebuie să fie, da, să fie albă și un costum negru. Măi, un milion, 100 de lei dacă nu costă. Nu contează că poți să ți angajezi și bună și putea să facă și altă femeie. Dar nu mai merg, nu mi-am permiteam atunci, rămăsesem și nu, fără bani, să eram și altă femeie să ți calce, nu pe mine. Nu, calci atunci, nu. Păi nu, el zicea că s-a întors, când s-a întors. În perioada aceea. Da, da. Perioada aceea. Da, eu l-am înțeles și ca bărbat să știi că e greu. Că nu e chiar așa că iei pe cineva să scalce. Asta simți nevoia e să ai pe cineva în casă când vii de la cântare, chiar dacă nu cântă cu tine, să împărtășești, să vorbești, să simți și tu sprijin. Să știi că bărbații cât de puternici ar fi, au nevoie să simtă sprijin. Când a simțit treaba asta, putea să aleagă pe altcineva, să zic. Păi că... asta zic, da. Dar n-a ales pe altcineva. Fratele meu, sunt bărbați care pun mâna în casă și se descurcă. Au probleme, calcă, spală, dă cu mătura, fac... Bă. Eu de la vârsta de 7 ani, 10 ore pe zi studiez. 10 ore, 10 ore, 10 ore am fost autodidact. Fratele meu, nu știu să bat un cui. Da? Da. Îți dau cuvântul meu, poate lumea va râde și să spune acum, bă, ce? Să schimbi un bec? Nici becul nu știu. M-am, era să mă curentez, m-am pus în scaun, era să cad. Știi, tot el a schimbat. Vezi, eu știu, dar nici n-am studiat așa. Crede-mă. Și acum vin de la nuntă. Ești mare vin de la nuntă acum. Și mă ia somnul cu acordeonul în brațe, pun mâna, studiez 30 de minute, adorm cu el, ea știe că trebuie să-mi ia acordeonul de pe piept, mi-l pune jos și abia atunci mă ia somnul, pentru că e foarte bine că ai spus lucrul ăsta. Din mână.
îți ieși din mână. Să audă și cei tineri sunt care pun mâna pe acordeon. Care se răcesc. Dacă ei sunt calzi, atunci toate degetele fiind, cine știe, câte 10, 5, trebuie să fie gale. La un moment dat, ne mai studii, ne cântând, se răcește unul, se răcește celălalt și nu mai calcă cum trebuie. Nu mai calcă egal. E, ca eu să fiu egal la evenimentul ce vine și să nu greșesc nicio notă și totul să fie perlă, trebuie să mă păstrez cald. Așa da. Sunt termenii noștri. În termenii muzicali, da. Deci trebuie să studiez, da? Bun, trebuie să stau și nu, dacă vin de la orice notă, cât de grea ar fi. Se mai întâmplă când mă ia somnul, când mă duc acasă, mă ia pe brațe și mă pun în pat și mă dezbracă Ana, pentru că nu mai am putere nici să-mi dau jos pantofii, nu să mai intru să mai fac un duș și să mai fac o baie. Nu. Te cred. Mă arunc așa, pentru că și asta este și... Și eu de multe ori machiat așa. Da, mă, da. Păi oamenii sunt puțini care înțeleg lucrurile astea. Așa, impresia că viața asta e tot așa o distracție. Pentru este că foarte grea. De multe ori și vecini sau altă lume când au de plecăm de distracție plăcută. Distracție plăcută, mamă, da. Când distracție plăcută asta, vecine. Distracție plăcută. Și noi nu mâncăm până a doua zi și alergăm și nu mai știm ce plăcută. Să mai da. Bine, da. Pentru ei când se gândesc pleacă la eveniment, în capul lor e că sunt la masă și se distrează, dar de multe ori, el ca instrumentist e foarte prezent în fața oamenilor. Că sunt instrumentiști care cântă extraordinar, dar stau acolo pe scaunel și au executat frumos. Dar el e între oameni. Este pac să fie acolo. Dacă nu este prezent, lumea nu simte că Marian Mexican nu este la evenimentul. Primul glonte eu îl iau, stau în fața la bătaie. El stă cu tine acolo. Și mai există momente când îl dor și pe el picioarele, că se umflă picioarele. Am gută, fratele meu, nu că mă ia, vorbește voalat. Am gută, am probleme cu picioarele de multe ori când arunc pantofii, când desculți. Dar tot în picioare stau. Tot în picioare din respect pentru oameni, pentru că așa ești tu croit. Nu te aș vedea. Și dacă stă 5 minute sau 10 minute pe scaun, vine omul, dar ce s-a întâmplat, maestre? Să te ține sau nu știu ce? Adică... Și vezi, oamenii nu știu că, păi, ascund o durere, o supărare. Tu trebuie să fii... Nu mai zic de treaba asta. Zâmbet. Nu mai zic de treaba. Și voie bună. Vorbind de durere, a murit tatăl meu la 7 dimineață și eu la 10 trebuia să fiu la spectacol și la nuntă după aia. Și m-am dus... Tatăl meu era ninu să răcise, cum se spune, da. Era pe masă și eu m-am dus, când plângea sufletul, este puțin spus. Nu există cuvânt mai greu în dexul românesc decât durere este ușor. Am vrut să mor, atunci am vroiam să mor, să mi-era mai ușor să mor decât să stau în viață și să văd viața fără el. O pierduse și pe mama. Eu am pierdut-o pe mama mea, muri de cancer, Dumnezeu să o odihnească, când eu aveam 17 ani. Era un copil. Și acum am 50. Și acum am nevoie de mama, de la 17 ani, și acum am nevoie de mama. Tatăl meu a murit când eu aveam 30 de ani și acum vreo 19 ani, cam 49 de ani, erau telefoanele și îl sunam. Sunt 19 ani, fratele meu, de când a murit tatăl meu și eu am momente când și acum îl vine să-l sun și spun, aoleu, a murit, unde să-l mai sun? Atât de mult mi-am iubit eu părinții. Iar pentru mine au fost lovituri grele. Ai simțit că ai rămas singur. De aceea am și făcut atac de panică. După aceea, după atacul de panică, a venit toată această a familiei, a fobiei, care înseamnă agorafobie, frică de spații închise, frică de spații deschise, depresia. Este asta. O familie mare. Când ai făcut depresie, să fii ferm convins că le faci pe toate. Pleacă ca o ramură așa, din unul în alta. O caracatiță. Ca o caracatiță, bravo. Da. Așa e. Vreau să spun aici la dar acest... te-a salvat. Vreau muzica. Să spun ceva. Există un anumit site pe Facebook unde sunt sute și mii de oameni cu anxietate și cu atac de panică și cu depresie unde vorbesc între ei. Ce medicament ai mai luat? Ce ai făcut? Uitați, o terapie de grup. O terapie de grup, bravo. Am starea aceasta, plâng de nu știu cât timp, uitați așa, păi știi, și se ajută între ei. Eu, fratele meu, 25 de ani de zile, de la vârsta de 24 până la 49 de ani acum, eu nu am ieșit afară singur. Nu am fost să-mi iau o pâine singur. Am avut nevoie de o cârjă umană să meargă cu mine.
Nu am putut să greșesc, n-am putut să mai fac să greșesc, să mă duc să mă duc la o gagică, să mă duc undeva, să fac ceva. 25 de ani de zile eu nu am stat singur în casă. Aveai senzația că te sufoci. Atac de panică. Dar de ce nu te-ai dus să te... Că există tratament la am fost psiholog, peste la... tot. Da? Am ajuns la Los Angeles, am ajuns la New York, am ajuns în Texas, am ajuns la cei mai mari psihologi, cei mai mari psihiatri. Nu m-a făcut nimeni bine. Am azi, urmat și... un tratament. Urmez un tratament cu... Ai avut un șoc atunci cu moartea părinților? De acolo a plecat, că de aceea am și ajuns aici, da, de la șocuri. Dar vreau să spun ceva. Există, am fost la, să mă ierte ceilalți psihoterapeuți, da? Da. Unde am fost și, domne, nu a funcționat chimia între mine și dumnealor. Da. Nu că nu sunt ei super profesioniști. Corect. Domne, nu a funcționat. N-ai rezonat. Există o doamnă psihoterapeut care m-a pus pe picioare, iar eu acum, după 25 de ani, merg singur pe stradă, conduc singur, rămân singur, sunt un om normal. Diana Ghiță. Diana vreau Ghiță. Să o recomand. Am recomandat-o, și lui Damian Drăghici. A făcut și el un podcast cu dumneaei. Diana Ghiță, da? Diana Ghiță. Oricând aveți nevoie și vă uitați la acest podcast al lui Valentin Zanfiră și aveți nevoie de un psihoterapeut, vă face bine această doamnă. Doamna, nu? Da. Uh-huh, uh-huh. Da. Da, sunt oameni care au și... Mi-a rezolvat problema mea, fratele meu. Merg singur pe stradă. O doamnă minunată, super educată și doxată. Dumnea ei a avut aceeași problemă ca mine, 15 ani și de aceea s-a documentat. Și psihologul sau... Și a devenit... Da, și ea la fel a vrut să ajute pe altă lume. Ce chestie, da. Da, cum sunt mulți doctori... Ce s-a întâmplat? M-a luat pe mine, iartă-mă, puiul meu. Vreau să vorbesc cât mai repede și vreau să îi ajut. Nu, spune vreau să îi ajut pe oamenii aceștia care sunt suferinți. E o problemă mare de tot în zilele globală asta. Da. Și știi de ce, nu? Că totul se face totul rapid, stres. Pentru că ne-am depărtat noi ca oameni. Da, noi nu mai asta. Comunicăm. Noi nu mai, eu nu mai pot să vin să spun ție problema mea, că mi-e teamă de tine. Înainte erau oamenii deschiși. Bă, Marian, te sunam la două noapte. Băi, fratele, am fost la cântare aici. Nu mi-a dat ăsta banii, m-a nenorocis. Puteam să-ți spun. Și tu erai în, în asentimentul meu și îl înjurai cu mine și ne descărcam. Dar dacă acum îl sun pe unul, închide telefonul și râde. Și ție... Bravo. Și atunci noi ne-am îndepărtat unii de alții și devenim niște oameni singuri și ne e frică de toată lumea. Nu ne e frică să trăim. Liber. Și mai ales și cu ce s-a întâmplat și acum în ultimul timp, da, mai rău s-a. Da, mai rău. S-a ridicat părul. Auzi cum a procedat cu mine această ființă dragă. Eu de la bun început i-am spus: doamna Diana, eu am venit aici că ați fost recomandată de un mare, mare domn, mare, mare, mare domn. Dar din stat vă spun că știu că nu am șanse, dar când ești în situația mea, te legi de luminița de la capătul tunelului, te legi de orice speranță cât de mic ar fi. M-a ascultat. Și mi-a zis, tu trebuie să faci lucrul acesta, prima ședință. A doua ședință, la fel, mi-a explicat. A văzut că a treia ședință am venit și eram tot așa morcovit. E mai, orice psihoterapeut sau terapeut sau psiholog îți dă niște teme de făcut acasă. Da. Cu el nu poți să te înțelegi cu temele acasă, că nu o să le facă niciodată. Trebuie să găsești altă soluție de abordare. Păi, pentru că meu. Zice, încearcă și tu singur să te duci de acasă până la poartă, de exemplu, și te întorci înapoi. Lasă-mă că asta era sau... bine. Alți prieteni, psihoterapeuți, mi-a zis în noaptea, înainte să adorm, să îmbrac 50 de rățuște, să le îmbrac în rochițe mov și 40 de iepurași în costume albastre. Nu știu, poate în mintea ta. Noastră în mintea e ceva și am zis, de rău. Știi de ce, nu? Doamne, eu am venit să mă fac bine și mai rămân nebunești. Nu, uite, pe noi ne-a buvnit rusul pentru mai rămân nebunești. Domne, o fi. Dar nu, gândește-te logic. Rățuște și iepurași, ce sunt niște animăluțe drăguțe, drăgălașe. Ai luat o raznă și tu. Nu, poate în opinia lor o fi ceva, dar pentru că culorile vii.
Te puneau da, să lucrezi cu mintea pe lucruri drăgălașe, pe lucruri ok, care să nu te sperie de lumea asta. La 50 de ani. Eu am 50 de ani. Știu, dar trebuie să-i asculți. E, uite ce a făcut această doamnă. M-a luat de mână și a zis, băi, ești Marian Mexicano, te cunoaște, Dan. Da. Ia hai cu mine până afară să vedem soțul dumneai în casă. Cum să merg eu cu dumneata? Cine ești? Băi, soțul meu știe cine sunt eu. Haideți. Mai ales că ești o doamnă frumoasă. Da, 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 da. Departe de mine, când aici, cred că aici e singura dată în care nu doresc astfel nimic, nu. Hai că vine de mână până afară. Aici m-a câștigat, aici m-a dat încredere. Uite, vezi blocul acesta, da. Tu iei pe partea stângă, eu iau pe partea dreaptă. Ne întâlnim. Ne întâlnim în partea cealaltă. Păi mi-e frică. Dacă ai zbierat ce ai zis Diana, eu am ajuns imediat la tine. Chiar atât de mână. Nu, păi dacă ești aici aproape de mine, nu. Nu o să-mi fie teamă. Și a început să se crească pulsul. Că am început pe partea dreaptă, pac, pe partea stângă și ne-am întâlnit. Ai murit? Nu, m-a venit și râsul, știi? Da. Păi și ce facem? Putem să mai facem lucrul acesta? Eu acum... Da? Da, da, pentru că am trecut, pentru că am trecut pe primul bloc. Obstacol. Da. Bun. Mai sunt două blocuri acolo, da? Hai să luăm două blocuri. Două blocuri. Ai trecut de la unul la... Da, ușor, da. Ușor. Sistematic, treptat. Uite așa m-a luat. Mergem pe strada cealaltă. Ne vedem în capăt. Uite, după aia m-a luat în parc. Uite, faci tu... Și am ajuns de la un bloc să ocolesc singur parcul și să ne vedem în partea cealaltă a parcului. Până am înțeles eu următorul lucru. Diana, în caz că mie mi se face rău, văd oameni pe stradă, oamenii aceștia mă vor salva. Am învățat să-mi pun baza, să mut cârja umană în speță Ana, care are credere, care am încredere în ea. Da, 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 da. Scârje umană, adică o persoană de care mă pot sprijini, da, da, să da. Nu cad. Da. Nu pentru tine, poate mai sunt oameni. Am învățat și eu de la altcineva. Da, da, da. Nu corect, că sunt corect. Eu educatul educațiilor. Nu, ai zis foarte frumos. Am învățat și eu de la altcineva, da. Și am învățat să mut încrederea care o am în Ana Maria, care ea știu că îi pasă de mine, pe oamenii de lângă mine. Da. Nu mă pot lăsa acești oameni pe mine să mă vadă că eu am căzut, sunt jos, inconștient și să nu sune la salvare. Să nu mă ajute. Să nu mă ajute, să nu-mi dea primul ajutor. Imposibil. Deci frica ta era ca nu cumva să te prăbușești și nimeni să nu te ajute. Să nu-mi dea primul ajutor. E, vezi că tot acolo ne ducem, că ne-am îndepărtat. Corect. Corect, aici da. Deci noi și nu numai asta, ai observat și la cântări când schimbi un băiat. Din trupă. Da, nu mai încredere în el, o trage cu mine, o scăpa, nu știe treaba mea, nu știe... Deci noi nu mai avem încredere aia în oameni, pentru că ne-am pierdut-o, ne-am îndepărtat și datorită gadget-urile, sunt toată ziua. Suntem aici într-un fel... Păi n-ai văzut multă lume cum arată și pe Facebook, sunt multe poze de alea cu copii, înainte bătea copilul, du-te, treci de afară, cât te joci, treci în casă, bătea și acum îl bate invers, du-te și joacă-te că stă doar pe telefon. Exact. Sau ne întâlnim mai multe persoane la o masă, la și stăm pe telefon. Toți, eu stau pe telefon, tu stai pe telefon și ne îndepărtăm și noi nu mai avem legătura aia spirituală unii cu ceilalți. Tare de asta fericit. Și în biserică, scuză-mă, Marian, de ce spune, bă, mă rog acasă. Ce, care problemă? Eu am legătura mea cu Dumnezeu, mă rog acasă. Nu. Energia oamenilor dintr-o biserică, și am văzut-o acum, eu sunt copil de la țară crescut, la biserică, cu bunica, aici la Corbean, ca prima an în viața mea, când am văzut după o slujbă, toți oamenii din biserică se strângeau de mână și se împăcau unii cu ceilalți. Ce frumos! Mi s-a părut o chestie extraordinară. Nemai văzută de mine, cel puțin. Poate e un mod normal pentru alții. Da. Și dumneai prima dată mi-a spus dacă sunt certat cu cineva. Și am zis, domnule, mai sunt certat, uite, cu putare, cu putare. Și mi-a zis, te rog frumos, împacă-te, să nu ai nimic, să fie sufletul eliberat. Împacă-te tu cu tine. Cu... Da? Da. Da. Și mulțumirea, să ai mulțumire sufletească, să nu ai ceartă cu nimeni. Vreau să spun următorul lucru. Și după aceea cred că trebuie să fugim, că mă bate mireasa. Mireasa. Prietenul meu drag, datorită acestei întâlniri, acestui podcast al tău, sunt convins că vom salva mulți oameni, multe femei, mulți domni de la această fobie grea, de la această depresie, de la acest atac de panică urât. Urât, greu, greu, greu. Oameni buni, mergeți la doamna
Diana Ghiță, psihoterapeut. Vă spun cu mâna pe suflet, nu am nici cel mai mic câștig. Câștigul meu este următorul: să vă faceți dumneavoastră bine și să mergeți sănătoși pe stradă, pentru că eu de 25 de ani de zile mănânc această pâine grea, nu am ieșit din casă. Dar el nu mai spera plângeam. Că se face. Nu. Dar uite, eu n-am știut despre tine treaba asta. Toate televiziunile știu, am spus de tot. Oriunde m-am dus. N-am fost atent. Și eu zăpăceam, du-te la psihologul cu tare, du-te la psiholog. Se ducea și era mereu pleca negativ. Se ducea, deci nu mă fac bine. Dar de ce te gândești așa, poate? Te faci, nu, dar nu mă fac. Am avut... Mereu pleca așa negativ. Vezi, așa a fost să fie, să găsească omul care să știe... Da. Pe și aici cum a plecat, tot negativ a plecat, cu gândirea negativă. De la spital. Tu dai seama că sunt oameni care au depresie și sunt stări de depresie și ei nici măcar nu recunosc și nu știu. Da, da. Te rog da. Să faci, și anxietăți și... Da, faci foarte cunoscut acest podcast, să-l pui titlul acesta, să intri în lumea. Chiar o să, nu știu cum să pui, nu știu cum să-l formulezi, dar să scrii despre atac de panică și rezolvare. Crede-mă, vreau ca oamenii să se facă bine, pentru că datorită problemelor, datorită vremurilor noastre, datorită amărăciunii, că oamenii în România aceasta, în marea majoritate, sunt amărâți și financiar și sufletește. Au nevoie de biserică și au nevoie de un psihoterapeut bun. Și mai ales de când e pandemia asta, a arătat că a crescut rata la anxietate, la arătat chiar la televizor. Dar toți am făcut în pandemie, toți am trecut printr-o formă de depresie, mai mică sau mai mare. Dar eu care eram fobie, depresiv, dar... eram terminat, atâta seama cum am trecut eu. Dacă se termină, dacă nu se termină, dacă nu avem bani. Am intrat în atacuri de panică, ne trezeam noaptea. Băi, ce fac când eu sâmbătă noaptea cântam la undă și acum mă culc la 12, mă trezesc la 4 dimineața și nu mai pot să dorm. Și te gândești că hai, o lună, două, trei. Da, este o boală a secolului și e foarte bine că ai... O să-l rog pe Alex când o să punem podcastul să treacă ca titlu și chiar o să o trecem în paranteză ca și nume, pentru că faci un mare bine, să știi. Crede-mă. Adică 25 de ani de zile m-am simțit. Dar el nici acum încă nu înțelege că, adică încă nu se sesizează că el e bine. Că eu sunt bine, da. Pentru că devenise o normalitate pentru normalitate, tine. 25 de ani o viață de om. Și acum Am umblat 25 de ani de zile cu o rețetă în buzunar de la spital și nu mi-e rușine să spun, de la secția de psihiatrie, spitalul nou, în care scria atac de panică și mai anxietate nu sunt grele, depresie și astea, în caz așa că, sunt cadrate. În caz că, deci eram aici, în caz că vine rău pe stradă, să uite lumea la mine în portofel și vede, nu are nimic, atac de panică, tu face ceva, o pastilă, apă, să nu știi că a făcut infarct, a făcut ceva, da, e normal. Nu mai e la mine acum sunt decât actele, buletinul și 2-3 lei. Da, vezi, Dumnezeu a făcut lucrurile de așa natură, toate s-au rezolvat în viața ta. O ai pe Ana Maria, ți-ai și revenit, evenimentele și-au revenit. Sunt un om fericit, da. Un om sunteți iubiți, sunt fericiți. Sunt copiii mei lângă mine, o am pe Maria mea, am pe Edi, am pe nepoții mei, am familia mea, frații mei, familia ei care este lângă noi și îi iubesc. Nu te-am întrebat, tu mai ai frați? Am o soră. Mai am o soră? Am o soră mică, cu 14 ani mai mică decât mine și are 16 ani. Să străiască, să fie sănătoasă. Și maica s-a fost. Și tu, Marian, mai maica s-a fost profesor de canto la Leningrad. Rusoaică periculoasă. Nu vorbim aici, vorbim de categorie grea. Da. N-a mai profesat la Chișinău, că e născută la Chișinău. N-a mai profesat după aceea și a plecat și acum este director alimentar pe într-unul dintre cele mai șmechere hoteluri din Atena. Deci când mergem în Grecia să-mi dați... Să o cauți, pe șerifa, că eu așa îi spun, șerifa. Venim și noi. Te duci acolo și mănânci nenorocire. Apropo de mâncare, nenorocire. Marian și Ana, avem și noi un bucătar, nu știu dacă e ca mama soacră, dar... Păi, nu, acolo e pe altceva, pe fițe. Noi aici, în românica noastră, trebuie să mâncăm... De la mici amăcea, porcul nostru. Să vedem ce ne-a făcut Gabi, șef Gabi. Aoleu, avem ceva special. Cum? Aoleu, domn profesor, noi ne cunoaștem. Țineți un pic aici. Vai, ce fel arată. Sosul lângă, așa. Stai că noi nu suntem învățați cu mâncarea de-asta de boieri. Explică-ne cum vine. Vezi cum va primi? Cum e astea? Cum merg cu astea? Noi suntem învățați cu cartofi prăjiți și friptură. Asta ce explicăm și mie ca să înțeleagă și ceilalți ca mine care n-au mâncat mâncare bună. Aici avem o smântână. Da. Cu castravete murat. Profesore. Nu e tzatziki, e cu totul altul. Nu, că dacă e murat, nu mai e. Da. Este un flake, adică
un fel de croissant. Ce ar fi semnat acum să zic eu, aoleu, ce știu, cunosc toate astea, m-aș fi dat cine... Ne dădea nouă muma. Treabă, bă, ce e, uite că dumnealui e de meserie. Mamă, dar bine arată. Da, bine. Și ăsta ce e? Celălalt este o ureche de elefant. Cum ureche de elefant? Acum aici. Păi noi avem elefanți pe aici. Da, aia și mănâncă tata. Avem și coadă de zebră, dar la desert. Bine, început, am fost în Spania și ne-au adus șerpi și crocodili. Crocodilul mai merge. Nu, zice, merge? Da, și tu ai luat-o tu. Ai luat-o tu și tu. Am mâncat și broaște. Șarpe, nu știu ce, dar eu am crezut că face glumă. Da, un crocodil mai bine. Și am zis, da, merge. Avem și crocodili. Dar ei vorbeau serios. Vă dăm la final o coadă de zebră făcută în sos de trufe. O împart. Nu v-am uitat, domnul Valentin. M-am gândit că mie nu-mi dai mai trei. Asta vreau să zic, dar noi mâncăm. Lasă regimul. Când domnul m-a întrebat, sunteți la regim? Zic, nu știu, mă mai gândesc dacă să vedem ce ați gătit. Da. Este un cotlet de porc. Dar unde suntem noi aici? Că am uitat. La Safir. La fratele tău. Da. Safir de la Sanfira. Da. Eu am zis că ăsta e restaurantul tău. Nu, mă, tot cântăreț. Am rămas multe gândi. Ce boiere, Marian, tot cu și vocea. Și frumusețea asta de locație aici. Și da, super. Și Nea Mircea Măcelar este sponsorul nostru. Și Gabi tot acolo lucrează la Nea Mircea Măcelar. Mulțumim frumos, domnul Eduard. Crească domnul Mircea Măcelar. Se vede, da. Se vede. Și ei au fost cu ideea să facem un podcast, să rămânem și noi cu amintiri frumoase, să promovăm și aceste bunătăți tradiționale. Eu făcute aici la Buftea. Nu mă mai abțin, îmi pare. Vai de capul. Hai, băgați. Să aveți poftă. Să avem poftă. Mulțumim frumos. Cum? Și sper că se iei pe gustul meu. Gabi, îți dăm notă cu siguranță. Mulțumesc frumos. Cu siguranță. Stimă și respect. Îți dăm un tot diez. Mănânc și eu aici ceva mai bun, așa de calitate. Că aceea toată dacă viața mea am mâncat la corturi salam cu pâine. Dacă nu e bună urechea de elefant, găsim o maimuță. Aoleu, mai ales că acum se vorbește numai de ele. Nu, lasă-ne cu maimuțele, că poate luăm vreo. Mulțumim. Să rămână, mersi. Ia să văd. A, mă, că am mâncat și azi, nu știu, mâine cu crea. Am păcălit ziua de astăzi. Am păcălit ziua. Auzi, dar mâine, cine nu ne mai invită cineva la casă? Să fărim și pe ziua de mâine, cel mai greu. Așa mai ziceam și eu când mergeam pe la misiune, hai că azi am mâncat. Da, ai văzut, făceam une... Mâine poate mai prindem noi vreo antenă, vreun canal de... La nunți și la petrecerile mai spun băieților mei, când de multe ori suntem invitați la masă. Mhm. Și nu e normal că băieții mei sunt modești și eu sunt tot un om modest financiar. Da. Și când suntem invitați, normal că plătește gaza, dar și ei se mută. Știi, eu n-am mâncat mult să ies la o țigare, țambalul, băiatul, cutare, clarinetul, vioara. Băi, luați și mâncați că e pe daibă. E pe daibă geala, adică... mai fumezi? Nu! Nu! Hai să mâncăm! La masă! Văd că e pe daibă! Asta e un cod al nostru, tai pe daibă! Deci e pe daibă! Da? Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru... că ați fost... Așa cum vă știam eu și nici n-aveam alt dubiu. Suntem că sunteți originali, sunteți oameni extraordinari. Eu vă iubesc și eu și familia mea și vă respectăm. Și ca artiști și ca oameni, în primul rând, că știi cum e. Degeaba ești artist mare dacă om scârță-i. Corect. Și atunci, noi trebuie să fim unii lângă alții, să ne respectăm cât mai suntem pe ei. Și să ne ajutăm. Corect. Și să ne ajutăm. Cum ai zis tu vorba aia. Cum ai spus, mi-a rămas îndepărit în mintea. Știi cum? Astăzi poate mâncăm ureche de elefant, mâine poate mâncăm o lobotă, dar dacă o mâncăm și suntem la fel. Corect. Asta e cel mai important. Corect. Că așa ne-a lăsat Dumnezeu, știi că cum e? Să trecem prin toate. Și mănâncă prin... doar ureche de elefant și o iau razna. O iau razna. Asta nu e că e un ce e porc mai de-al nostru. Că nu creadă lumea că aș fi mâncat cerb, cerb. După ce mâncați voi, vreau de la fiecare un mesaj frumos pe masă. Eu am văzut și dacă nu-mi cereai tot, pe... tot mă zgâleam masca. Pentru că vreau masa asta când o fi noi pensionari și noi nu o să avem mare pensie. O vindem și luăm un ban. O valora și noi ceva. Noi un mesaj. Nu, fiecare, și tu. Nu, suntem familie. Da, cum vreți voi, cum vă simțiți. Da. Și înainte să plecați, am și un coș de la Mircea Măcelaru. Mamă, Mircea Măcelaru, bucățile. Da, Nea Mircea, unde ești? Că vreau să te vizitez acasă. Mergem o dată, nu știu dacă le ai cu pescuitul, dar un grătar facem. Știm că e familia numeroasă. Aoleu, Nea Mircea, îți da Dumnezeu sănătate. Vezi, am pus dunea în zgârcit. Ne bucurăm că va avea. Deci, săptămâna asta e asigurată.
Română. Nu mai mergem mâine toată săptămâna. Nu bine. Mai facem cumpărături. Trească Nea Mircea bucătare, facem șocotare. Mergem o dată acolo care bălțile la Maia. Bine. Eu am vrut să vă duc acolo, dar nu era organizat, are niște evenimente și e plecat. Și am zis că vă scot aici în curte, că tot bine e, la Safir. Frumos. Și mergem noi între noi și facem un grătar și pescuim, lui și acordeonul. Vreau să-i cânt Coralul Nea Marcel Budală, Hora București. Horul București. Și fac așa pe mai nouă. Și eu mai mănânc. Și mai nouă. Și sărbalul Costică. Sărbalul Costică, mai da, mănânc, bravo, mai mănânc tot asta așa frumos. Noi. Hai, da. Păi, Nea Mircea, nu te mulțumesc și eu pe dumneata acum, mai mulțumesc. Și pe acum. Domnul Eduard, care este partenerul de aici, de la Buftea, da? Lui s-a ocupat. A zis, băi, să ce să împart, mă duc acum și la aia, mă duc și la băia și la nepoți și la cutare și împart la toți. Ne-ai făcut bucurie la toată familia, mexicanii. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți poftă, vă mulțumesc tare, tare mult că ați trecut pe la noi. Cum zicea un prieten, dar nu mâncați, eu mănânc urât, vreau să mănânc în loc. Noi nu mâncăm urât, dar vreau să le mulțumesc încă o dată și celor de acasă că ne urmăresc, celor de la Mircea Măcelaru, vouă în mod special pentru că ne-ați făcut o seară, o după-amiază spre seara așa minunată, să vă dea Dumnezeu bucurii în viață, să vă dea Dumnezeu oameni cu suflet deschis pe lângă voi, că meritați, Doamne, și să vă păstrați încrederea și demnitatea unul față de celălalt, să îmbătrâniți împreună și să aveți în fiecare zi măcar 5-6 bucurii. Pe zi, așa, minim. Ce am frumos, zis așa. Ce dragii mei, dumneavoastră, să aveți în fiecare zi la fel bucurii și să nu uitați să vă abonați pe canalul de YouTube, pentru că încercăm în fiecare vineri să vă descreți în frunțile, să cunoașteți artiștii dincolo de scenă, pentru că fiecare dincolo, când se dezbracă de costumul de artist, rămâne om și rămâne cu greutățile, cu simplitatea lui, cu bucurii, cu tristeți, și aici îi descoperiți așa cum sunt ei. Vă iubesc, vă mulțumesc și la povești cu Samfira săptămâna viitoare cu alți artiști la fel de dragi și pe care cu siguranță îi iubiți. Vă pup și vă iubesc. Gata, îi dăm bătaie. Mulțumim. Mâncăm. Răsună valea, în sat mă auzeam.